Bună ziua și bun găsit, stimați telespectatori, la o nouă emisiune în Fotoliul cu Ghimpi. Invitatul nostru din studio de astăzi, în direct aici la Capital TV, este domnul Daniel Răducanu, candidat din partea Partidului Național Liberal pentru funcția de primar al comunei Baru. Bună ziua, bun venit în studioul Capital TV. Bună ziua dumneavoastră, bună ziua tuturor celor ce se uită la noi și mulțumesc pentru invitație. Cu plăcere, ca să spun așa. Este spațiu dumneavoastră de promovare electorală, așa că v-am invitat astăzi să ne spuneți de ce vrea Daniel Răducanu, de ce vrea Dani Răducanu, de ce vrea primarul de la Baru, că sunteți încă primar în funcție, de ce mai vrea un nou mandat? Înainte de a vă răspunde la această întrebare, am văzut genericul emisiunii dumneavoastră Fotoliu cu Ghimpi. Da, ce e prima oară când îl vedeți. Îmi aduc aminte că, și altă dată. Că la prima emisiune așa. Chiar aveți un fotoliu. Aveați un fotoliu. Da. Acum am putea să-l numim scaunul cu Ghimpi. Așa. Da. Care poate, dacă mi-a zis așa, v-aș întoarce și eu zicând, prezintă oarecare evoluție. Da. Păi na, oamenii mai evoluează în timp, așa cum se prezumă faptul că și dumneavoastră la primul mandat de primar pe care l-ați avut și până acum ați mai evoluat. O, Doamne, câte n-aș mai face? Și este un motiv pentru care doresc să candidez. Dacă tot am prins atâta experiență și o grămadă de lucruri pe care nu le-aș mai face, dar nu acesta este motivul principal. Ca să vă răspund la întrebare, aș face-o argumentând cu două idei. Chiar trei. Îmi place ceea ce fac. Mă trezesc cu drag dimineața să merg la servici. Îmi place afirmația aceasta, sintagma aceasta. Știu de unde vin, știu încotro mă duc. Avem o perspectivă, o proiecție de dezvoltare a comunei Baru. Și dar candidez și pentru că am un feedback pozitiv din comuna Baru. Un alt argument pentru care candidez este și că încă, din punctul meu de vedere, rismul, subiectivism, în echipa noastră, dar nici în alte echipe, n-am văzut un succesor care să poată să ducă mai departe proiectele începute de noi. Sigur că poate să sune foarte interpretabil, dar cred cu certitudine ceea ce zic. Fac precizarea aceasta pentru că succesul nu este dat decât de către succesor. De ce mai candidez? Am terminat 95% din infrastructură, din asfaltare mai bine de 95%, canal și apă mai bine de 95%. Și oamenii m-au întrebat ce mai faci acum. Doar am dus utilitățile la terenul, la figurat al comunei Baru, iar după ce duci utilitățile la un teren, începe construcția acelui teren. De-abia acum începem să construim comuna Baru în așa fel încât să se reflecte din ce în ce mai vizibil și consistent avantajul economic pe care l-am pregătit în toți acești ani. Bun. Am spus că unul dintre motive, nu pot să nu mai leg. Te rog. Da. Este că mă trezesc cu drag dimineața. Am văzut când ați notat. Mergeți cu drag la serviciu. Păi funcția de primar nu e un serviciu. Că dumneavoastră nu stăți remunerat, aveți indemnizație. Deci primarul nu e un meserie ca să mergi la serviciu. E altceva. Ce-ar fi? Păi nu știu, spuneți-mi dumneavoastră. Că deci din punctul meu de vedere este o oportunitate cum rar o poți avea în altă poziție, oportunitate de a avea timp la dispoziție, de a avea resurse la dispoziție, de a avea autoritatea dată de fișa postului la dispoziție. Prima mea afirmație politică în urmă cu 16 ani pe scările Căminului Cultural de atunci, de la primărie, a fost trăind sub același cer, orizonturile ne fac diferiți. Îți poți permite să ai orizonturi și ești obligat să ai orizonturi pentru comună,
sigur, sustenabile, care să depășească așteptările oamenilor. Și acesta este un serviciu. Da, fișa postului, nu aveți fișa postului, domnul Răducanu, aveți atribuțiile care vă sunt date de legea administrației publice. Exact, exact. Eu asimilez cu fișa postului. Acolo e legea, legea administrației, fișa e fișa. Dar sunt lucruri pe care le poți face și pe lângă fișa postului. De exemplu, va fi moșă comunală? Da. De ce nu? Și nu mai există slujba asta și este căutată. Da. Nu, acum, trecând de la glumă la serios, vreau să știu, de exemplu, cum este la barul la dumneavoastră. Bine, eu știu, dar vreau să spuneți dumneavoastră. Se practică la țară, primarul trebuie să știe tot, trebuie să fie informat, trebuie să facă tot și joacă un pic rolul de moașă comunală. Da. La dumneavoastră, cum e? Moașă comunală, funcționează. Mama răniților. Funcționează. Așa este. Oamenii au nevoie de ajutor. În primul rând, se îndreaptă spre cei care sunt abordabili. Apoi, spre cei care caută soluții și nu scuze. Nu în ultim rând, spre cei cărora nu le este greu să se aplece la nevoia lor. Un primar cred că trebuie să se ocupe de dezvoltarea comunității, dar trebuie să se ocupe și de spiritul comunității, de sufletul comunității. Este un avantaj să fii primar la țară. Suntem o mare familie, suntem 3.000 de oameni, suntem 1.000 de numere. Nu de puține ori. Oamenii confundă sau încurcă termenii atunci când se adresează nouă. Ne mai spune și părinte. În loc de zice, o scuză-mă, primar. Unde vă spune părinte, domnule? Mie, în primărie, mi se întâmplă lucrul acesta. Dacă mai stau mult cu dumneavoastră... Eu n-am mai auzit de nimeni. Acum. Cum să aibă o legătură cu faptul că sunteți... S-ar putea să aibă legătura și pentru faptul că predic, da, și că predic Evanghelia în toate bisericile. Nu mai știu, baptist sau pentecostal? Creștin. Nu e o rușine. Nu, nu, nu este o rușine. Fac precizarea aceasta că sunt creștin, un creștin. Creștini suntem toți. Da? Așa, acum, să vă spun de ce fac această precizare. Am fost într-una din bisericile comunității noastre. Și, care, domnul Răducanu? Și, pentecostal, că... și lăsați-vă și pe mine, dacă m-ați invitat, și momentul meu de promovare. Pune... Da, dar bun, dar... Așa, lăsați-mă să mă promovez puțin. Promovați-vă. Așa, mulțumesc, hai, apreciez. Sunteți un om drăguț. Nu prea. Da. Mie îmi place. Mă bucur. Mă luați acasă atunci. Nici chiar atât de drăguț. Așa. Da, și preotul a spus așa. Ne bucurăm că este domnul primar cu noi, care, deși este de altă religie, ne ajută cum nu ne-am ajutat nimeni. Și am spus, nu, frumos, părinte, la ureche, nu, nu sunt de altă religie, sunt creștin. Da. Dumneata ești creștin ortodox, eu sunt creștin pentecostal. Respectăm pe creștinii baptiști, respectăm toate confesiunile, respectăm și pe cei de altă religie. Dar ca să încurci lucrurile acestea, nu se cade unui om care poate să fie numit primar sau părinte. Da, se mai întâmplă lucrurile astea uneori, pentru că acum există și o mică rivalitate pe care eu nu o înțeleg între anumite biserici. Eu zic că la barul nu despre există. Asta vreau să discutăm în această Eu zic emisiune. Că rolul primarului este, dacă tot este moașă comunală la figurat, să poată să netezească relațiile, și relațiile. La unul dintre evenimentele culturale pe care le-am avut la barul, a fost o șansă să pot conferenția cu președintele Academiei Române, cu domnul Ioan Aurel Pop. Dânsi avea 100 de ani de învățământ în limba română UBB, noi aveam 10 ani de colaborare cu UBB și a trebuit să dau un mesaj, eu și un mesaj dânsu, care să fie oarecum complementare vis-a-vis de moașă comunală și nu numai. Mesajul meu a fost acesta. Infrastructura de principii și valori trebuie să primeze oricărui alt tip de infrastructură. De aceea primarul trebuie să aibă grijă, să facă șosele, să fie canal, să fie alt, să fie parc, dar este cumva responsabil și de cine le va folosi. Dacă generația care crește împreună cu noi, îmi place mie afirmația aceasta, cu a căror părinți am fost în clasă, da?
este o generație educată. Oamenii ăștia vor deveni părinți. Și vor genera educație în urma lor. Primul an din primul mandat, când am început să pun lucrurile la punct în comună, am văzut un copil pe care l-am premiat la sfârșitul anului școlar, atunci primisem, și peste două zile l-am văzut aici stând pe bancă în parc, cu șezutul sus și cu scaunele așa. Și am spus, măi, există o diferență mare între premiul întâi și educație. De aceea avem oportunitatea aceasta la țară să aducem, suntem și oameni cu vizibilitate. Trebuie să ai grijă și cum mergi pe stradă, pentru că oamenii se uită după modele. Nu vreau să afirm că noi suntem modele, dar suntem și noi modele, la rândul nostru. Spune, așa a făcut și primarul, așa a făcut și preotul, eu vă ascult. Așa a făcut și Adrian Simeon. Da, Adrian Simeon a făcut multe, dar nu la Baru. La Baru a făcut Răducanu, adică dumneavoastră, și de cât timp stăți e primar acolo? De mai bine de 16 ani. Deci mai... Adică din iunie erau 16 ani. Așa, deci un pic peste 16 ani, 16 ani. De mai bine de 16 ani. Adică 4 mandate, da? Exact. Dacă îl câștigați și pe ăsta, mergeți pe al cincilea. Păi și spuneați dumneavoastră că oamenii din Baru au nevoie de modele. Iată, de 16 ani primar acolo, doriți un nou mandat. Din felul în care am vorbit, înțeleg că la Baru, domnule, ar trebui să culgă lapte și miere... Toată lumea e educată, cultă, cu spirit civic, așa e? Suntem în construcția acestui comportament. Mentalitatea, nu spun un lucru ce nu știți, nu spun un lucru ce nu știu telespectatorii, este cel mai important lucru pe care poți să îl influențezi, dar are nevoie de cel mai mult timp. Obiceiul este a doua natură. Dar ca să se consolideze... Era un proverb românesc, obiceiul prost din născare, moarte n-are? Nu știu. Ceva de genul nu ăsta? Nu știu. Și mi-e greu și acum să-l interpretez. Mai ales că nu știu dacă... Da, sau obiceiul din născare, moarte n-are? Ceva de genul ăsta? Nu cred în asta. Este, probabil, pentru unii, dar nu este unul dintre lucrurile în care poate cred. Poate se referă la caracter. Că pe aici, pe ce caracterul este educabil? Bun. Și primarul este educabil. Să vă spun de ce este bine că primarul avem... Primarul este educabil? Corect. Unde, la Baru sau în general vorbiți? Orice om este educabil, iar primarul este și el un om. Da. Așa este, aveți dreptate. Și ce... A fi educabil înseamnă să-ți asumi greșeli. Nu mă gândeam că învață să scrie primarul. Și să-ți propui... Aveți colegi care nu știu da. Să scrie. Da, pentru asta v-am răspuns, ca să vă scot da. Din această incertitudine. Sau din această înțelegere. Înainte îi spuneam domnului Bonicioiu că, nu știu, aș propune ca probă pentru primarii de comune, cel puțin, prima probă dictare de clasa a doua. De ce nu? Sună jignitor, da? Știu că unii n-ar trece. Vă am văzut și oameni care probabil au probleme de dactilografie, sau de caligrafie, sau de ortografie, Am văzut și oameni care fac dezacorduri gramaticale și eu mai fac. Și dumneavoastră cred că mai faceți, așa, pentru că suntem oameni. Nu e perfect. Dar important este să le conștientizăm, să vedem că se întâmplă în viața noastră și cred că înainte de a ne asigura că știe să scrie ortografic, cred că trebuie să ne uităm ce s-a întâmplat în jurul lui, care sunt principiile și valorile pe care le asumă în viața lui și unde ne poate duce. Din păcate, piața politică este așa cum o știm noi, dar totuși este despre promovare. Foarte slabă. Dacă tot este despre promovare, ce vă propuneți pentru Comuna Baru în următorii 4 ani? Sau ce le propuneți celor din Baru? Cum se numesc locuitorii? Cei din satul de reședință se numesc Bărăni. Bărăni? De la Baru. Așa. Da, care are o stradă cu râul Bălșureni. Bălșureni. Da, de la așa. Deci Băișor, Bălșureni. Bărăni, de la Baru. Da. Bărșureni, de la Bărișor. Așa. Râul Bărișor. Da? Din diminutiv, da? Livadea, Livedeni, Valea Lupului, Lupeni. Livadea și Valea Lupului stau la baza celor două localități de peste munți.
Petrosul Petroșeni. Petrosul stă la baza localității Petroșani. Dar ăsta este un alt subiect. Ce le propun eu locuitorilor comunei Baru? Cu siguranță că sunt niște priorități. Lucrurile noi au nevoie de un efort mai mare, de început, de promovare, iar lucrurile la care construim au nevoie doar să le împingem înainte, că nu le putem împinge înapoi. Ba, putem să le tragem înapoi, nu le mai împingem. Exact. Sau să le lăsăm să se ducă înapoi. Eu pariez pentru 2020-2030 pe un mare proiect turistic. Studiem fenomenul acesta de vreo 2 ani. Am studiat sursele de finanțare. Mergem pe expertiza celor care au istorie în domeniul acesta. Dar sigur, vedem ce se adaptează și le adaptăm localității noastre. În acest proiect, responsabilitatea noastră este infrastructura turistică. Când vorbesc despre infrastructură turistică, vorbesc dincolo de ce am realizat până acum, da, infrastructura din localitate, vorbesc despre un parc turistic, vorbesc despre o stațiune turistică complementară turismului din Valea Jiului și vorbesc despre mult turism de nișe. Responsabilitatea primăriei este să genereze evenimente, să pună în evidență locuri de atracție care să le aducă satisfacție oamenilor, iar comuna Baru este o comună virgină din punct de vedere turistic. Nu s-a făcut un turism haotic. În momentul de față, lucrăm la noul plan urbanistic general, unde turismul își are capitolul lui foarte important și lucrăm până la detalii. Bun. V-ați notat 3 întrebări. Ba chiar 2. Chiar 4. Parc turistic. Parc turistic îl avem în prognozat cum mergi de la Hațex pe Petroșani pe partea stângă, pe măgură, cum îi spunem noi. El trebuie să aibă vreo 20 de hectare. Suntem vreau să spun altceva, dar nu cred că era relevant, era ceva de ordin tehnic. Trebuie să îndeplinească... Aș vrea să vă feriți de chestii. Asta tehnice. Fac, da. Trebuie să aibă câteva lucruri la acest parc. În primul rând, se întâmplă în acum vă spun, în primul rând, trebuie să fie accesibil, să nu poate fi ratat de pe șosea, să circulă acum, nu știu de unde s-au desfăcut. Exact, da, să fie foarte aproape, accesibil, să ai ce să faci în 5 minute, să-ți faci o părere, să ai ce să-ți petreci o zi întreagă și nu numai, să se adreseze tuturor celor 3 categorii de vârstă și să aibă activități pentru 4 anotimpuri. Poți să intru în detalii. Acum, vă rog. Te sună foarte bine. Păi sună bine, dar n-am înțeles. Da, ați înțeles, doar că vă completez informația în vederea înțelegerii. Parcul pe care eu l-am vizitat, sau parcurile pe care eu le-am vizitat în Europa, au câteva lucruri comune. În primul rând, căile de acces nu sunt pentru vehicule. Pentru cei care au probleme de accesare din punct de vedere locomotor sau altceva, este telescaun sau telecabină sau transport pe cablu, da? Și pentru urcare și pentru coborâre. Apoi, cu siguranță că trebuie să aibă 1 sau 2 restaurante cu panoramă extraordinară, unde să se gătească mâncare de-a locului, naturală și din comunitatea noastră. De obicei, fiecare restaurant are în spatele lui un parc de aventură pe diferite graduri de dificultate, fiecare cu gradul lui de dificultate. Am mai văzut la toate parcurile celebrul roller coaster, da? Este și o modalitate de a coborî oamenii jos cu bani destui de mulți și exemplele ar putea să continue. Activitățile de iarnă, fiind într-o zonă muntoasă, pentru o perioadă scurtă, aici jos se poate practica și ceea ce ne oferă iarna. În golul alpin, unde vrem să facem stațiunea, acolo suntem echivalentul strajei ca altitudine. Deci cât este în straja, atât este și la noi în munte. V-aș spune câteva lucruri despre turismul de nișe, care nu este foarte mult dezvoltat sau până pus în evidență. Până la turismul de nișe, să nu uitați de stațiunea turistică. Că am înțeles ce e cu parcul turistic. Bun. Și mai ați pronunțat stațiunea turistică. Acum înțeleg că vă referiți la ceva gen straja,
Adică nu gen Straja. Nu mă refer la gen Straja. V-am spus că nu mă refer la gen Straja, pentru că eu beneficiez de o comunitate virgină din punct de vedere turistic. Așa. Nu fac aprecieri despre Straja. Am înțeles. Și atunci voi judecați după înfățișare, eu nu judec pe nimeni. Eu nu, mie nu-mi place. Nu făceam apel la o discuție pe care am avut-o înainte. Mie nu-mi place la Straja. Punct. Vă place? Nu. Iarna vă place? Da, și atât. Corect. Da. În primul rând, acolo sunt o grămadă de construcții haotice, da, și așa mai departe. Dar nu despre asta e vorba. Stațiune turistică, la barul, acolo, ce înseamnă asta? Stațiune turistică, exact, trebuie să atingă aceleași obiective ca și parcul, dar pentru oameni care au timp mai mult la dispoziție, care doresc ceva diferit, da, și la altă altitudine. Parcul este la 2 minute de drum european, te duci, vii, cazezi în localitate, aducem, spuneam că responsabilitatea noastră este să generăm și evenimente dincolo de infrastructura aceasta, să aducem oameni care să locuiască în Comuna Baru, oameni care să locuiască în Comuna Baru, nu să stea o zi în Comuna Baru, care să mănânce în Comuna Baru. Și aici vom vorbi, mă întorc la stațiune, n-am uitat, de puncte gastronomice, de modalitatea în care se pot face, vom vorbi de alt fel de cazare, care acum este în legiferare, posibilitatea la Ministerul Agriculturii împreună cu Ministerul Finanțelor și nu numai, cu Ministerul de Resurse lucrează, să poți doar să te registrezi cu camere libere, să îndeplinești condiții minime și la sfârșitul anului pe declarația de impunere, declarația proprie de impunere, pe propria răspundere să spui am cazat atâta și 10% îl întorci înapoi. Deci noi trebuie să generăm evenimente, să vină oamenii, dar sus în stațiunea turistică încă avem segmentul acesta de oameni care cred că se pot deconecta și dacă geografic sunt departe de comunitate. Am spus, pentru iarnă este tot concursul acolo, avem deja un refugiu turistic. Anul acesta montăm primul teleschiu pentru copii, bobischi sau ceva de genul ăsta. Am achiziționat un teleschi lung de 450-500 de metri, dar nu putem să-l ducem pentru că stăm rău cu puzul și trebuie să respectăm pașii aceștia. Proiectul este făcut și este și șcirizat. Da? Deci de iarnă știm ce trebuie să facem și începem de anul acesta. Ne-am luat două mașini de bătut zăpada, ratracuri, deja le avem acolo. Avem snowmobil, ca să putem să aprovizionăm cabanierul în perioada asta până mergem mai departe. Dar există vreo cabană acolo? Da, refugiu turistic, făcut pe fonduri europene, pe măsura 313, acolo unde toți primarii am făcut centre de informare turistică. Eu am reușit să împing acolo și un refugiu turistic în acea sumă, pentru că îmi dădea legea posibilitatea. A fost destul de greu să găsesc constructor ca să faci în 200.000 de euro și centru și refugiu, să iei din poiană, să duci totul la cota 1500, sunt costuri destul de mari. Dar am reușit să-l fac și funcționează. Tot de acolo, de la cota 1500, aducem apă pentru Comuna Baru. Avem, cred eu, și nu risc subiectivism mult, cea mai potabilă apă din Comuna Baru. Noi suntem și operator local. Nu suntem arondați nici la Paprod, nu suntem arondați nici la Paserv. Da, nu era o regulă să predai rețeaua de apă către... Era o regulă, cum discutam, de fișa postului și de legea administrației locale. Nu, serios. Noi legea ne permite să fim operatori locali și suntem. Suntem operatori locali pe apă și canal și avem propriul nostru preț. 3 lei și 50 de bani, 1000 de litri. Dumneavoastră plătiți facturile acasă sau cine? Noi, da. Atunci știți cât este la Hațeg. Nu am treabă cu Hațegul. Vorbesc de operatorul regional. Că și la pui același preț ca și trebuie ținut și lipitorii de afișe în serviciu și salariile trebuie plătite. Apoi suntem operator local pe iluminatul public. Noi schimbăm noi lămpile. Știți cât costă să faci un contract să schimbi o lampă la un stâlp? Mai depinde cu cine faci contract. Exact, da. Suntem operator local de transport. Local. Am fost și eu operator local de salubrizare sau pentru salubritate, dar ne-am băgat și noi în chestia asta, pe care nu e neapărat o porcărie, dar încă nu funcționează cum trebuie. Noi avem 3 mașini de colectare a gunoiului și facem lucrul ăsta aproape de când sunt eu primar. Imediat după ce am venit primar, am făcut lucrurile acestea. Putem să le facem și le facem bine. Deschid o paranteză și închid o paranteză. Primarul trebuie să găsească soluții. Probabil știți că pe zona 4, de care ținem și noi, Petroșanu, se riscă întreruperea colectării gunoiului. Da? Mă rog, eu cred că e o mică mârșăvie pe acolo.
În sensul de a se forța... Riscă. Se riscă, da. Se riscă. Știm, prețul vreți, și alte lucruri. Exact, da. Vreți să discutăm? Cu, dacă nu, nu, nu vreți să discutăm, eu doar fac un pronostic, se rezolvă după 27 septembrie. Se rezolvă după... după 27 septembrie, da, da, după alegeri. Da, deci... Că nu mai este presiune pe niciun primar. Exact. Da. Adică trebuie adoptate niște hotărâri de Consiliul da, Local. Exact, care stau de vreo jumătate de an, dacă nu de un an, în unii da, unii ba. Bun, alea ar fi trebuit totuși adoptate, dar mă rog, asta e altă poveste. Dar eu le-am adoptat. Fac parte din zona aceea. Iar dar, asta cu plecăm, plecăm, e un da. Pic de dar în caz că, se întâmplă, eu în secunda 2 pornesc mașinile mele. Nu, în secunda 2 pornesc mașinile, pentru că avem 3 mașini pentru colectarea gunoiului. Da, să ne întoarcem la stațiunea turistică. Sigur. Da. Este ușor să ai evenimente de primăvară, de iarnă, de vară și de toamnă. Printre cercetările care le-am făcut la fața locului, am văzut comunități care trăiesc din astfel de evenimente și n-au niciun fel de industrie. Locurile de cazare sunt cu 6 luni ocupate înainte și fac evenimente pentru copii, cu părinți, copii, cu bunici. Evenimente cum făceam noi, aș da un exemplu, la micii cercetași. Generațiile astea și oameni care trăiesc în oraș nu mai știu să se orienteze, nu mai știu ce înseamnă o făclie în pădure sau să umbli în șir indian, nu mai știe ce înseamnă să dormi undeva în aer liber. Da? La fel cum avantajul punctelor gastronomice față de un restaurant e dat exact de acest lucru, că te identifici cu gospodăria omului. N-ai cum să trăiești într-o gospodărie, dar într-o oră, în două ore le marchezi pe celelalte. M-aș întoarce la turist de nișe. Probabil că știți că construim și nișele pe care să vom merge. Nu, și nu știu, da, da, și ne uităm după oportunități. A fost o oportunitate să concurez împreună cu alte 5 locații, să fiu coorganizator cu Federația Română de Speologie. Noi trăim într-o zonă cu peșteri pentru Congresul Balcanic de Speologie. Și din cele 5 locații, și pentru faptul că avem baza Universității Babeș-Bolyai la Baru și în colaborarea noastră în cele 4 coordonate cu Universitatea Babeș-Bolyai avem și posibilitatea să folosim baza în regimul în care îl folosește facultatea sau universitatea sau facultățile, am putut acolo să îl organizăm, iar deal-ul a fost Peștera Tecur să facem demersuri de reclasificare. Aceasta este o nișă. O nișă care nu este acoperită de departe. Dacă te duci în Bihor, știți ce înseamnă turismul pe nișa asta. La noi, nimic. Doar speologi, doar oameni de aventură, doar lucruri care nu sunt certe. Turismul de nișe trebuie să aibă și evenimente. Trebuie să adune oameni la oaltă, să se simtă bine și să dorească să se întoarcă înapoi. Să trag o concluzie, că parcă văd când spuneți că s-a terminat emisiunea și momentul de promovare, pentru turismul de, pentru proiectul turistic, doar câteva informații am putut să le avem aici. Ca să trag o concluzie, turistul când pleacă din comuna Baru, trebuie să spună, aici mă mai întorc, n-am văzut tot, m-am simțit bine, da? Iar când am nevoie de recreere și aleg locurile, barul rămâne permanent propria mea alegere. Bun. Asta este unul din proiectele pe care le propuneți. Da, este unul din proiectele noi. Noi. Este un proiect economic. De ce este un proiect economic? Pentru că serviciile le oferă cetățenii. Pe asta vreau să vă întreb. Da. Da, domne, ok, faci stațiune, faci telescaun, pun gastronomic, alea. Da, da. Dar cetățeanul din Baru... Eu fac alea... infrastructura. Infrastructura o fac pentru cetățean. Primăria niciodată n-a fost o experiență bună să gestioneze servicii. Serviciile păi nu, le gestionează da, cetățeanul din Baru omul, din omul, da, omul care are aplicare pe serviciul acela, că nu oricine poate să ofere servicii de aventură. Cum nu oricine poate să ofere servicii de turism. Corect. După cum nu oricine poate să fie un ghid speologic. Da? Dar există pe toate aceste nișe posibilități. Nu oricine poate să ofere servicii de cazare. Trebuie să fii dispus să-l bași pe unul în casă două. Servicii de masă, să stai cu el la taclale. Să lasă să-ți intră în grajdi. Să lasă să-ți intră în cuibar, să-ți ia ouăle. Nu oricine poate să le facă. Și atunci, fiind o comunitate închegată,
dar fiecare cu personalități și cu bucurii, plăceri și defecte complementare, serviciile sunt ale cetățenilor. Ei cazează pe bani, ei dau servicii de mâncare așa pe bani, ei dau servicii de aventură pe bani și toate celelalte lucruri. Bun, dar oamenii din barul în momentul ăsta, dacă mâine ar fi implementat proiectul, corect, ar putea... V-am spus că suntem în studiu. Asta să vă dau o parte a studiului meu. Mulți locuiesc la bloc, acolo în... Să mai veniți pe la mine. Avem un centru urbanizat. Da. Dar sub 10% locuiesc la bloc. Ok, restul ați intrat la case... în satul Livadia. Da, păi nu trecem prin el? Că nu, doar ați trecut prin el. Dacă intrați am în intrat satul... Și, dacă da. Vă spun să veniți la mine, o să ajungeți la mine doar că întrebați unde vine primarul. Eu sunt ginere în Livadia. Aha. Eu mă curcam în Livadia până când am găsit-o pe nevastă. Da, dar care era întrebarea dumneavoastră? Că mă pierdui cu Livadia. Ce câștigă cetățeanul și dacă cetățeanul din este comună pregătit. Este da. Pregătit? Da. Atunci când am fost coorganizatori al Congresului Balcanii de Speologie, a trebuit să cazez în comună 500 de oameni. S-a dovedit că au fost vorba doar de 350. Eu puteam să cazez 100 doar. Am făcut experiment. Am discutat pentru 300 de locuri de cazare și am stabilit câteva criterii minime. Criteriul a fost să ai o cameră disponibilă cu o baie decentă, da? Să ai o gospodărie curată, să poți să-i oferi omului mâncare din gospodăria ta sau din comună, nu te duci la Elite sau la alte firmă. Atenție! Da, să nu te duci la să terți, cumperi, la da, terți, să cumperi din altă parte și am pus încă o condiție să ai grajdul zugrăvit. Văruit, dat cu alb. Dat cu alb. Dezinfectează, e frumos, da, și dă bine, da. Vaca țesălată, da. Asta e a doua experiență, am mai avut una. Faptul că nu au venit câți au preconizat partenerii noștri de organizare mi-a creat o mică dificultate în comună. Au rămas vreo 100 de locuri neocupate. A fost și o experiență... s-au pregătit, da, exact, da. Cu privire la puncte gastronomice și care este avantajul cetățeanului economic. În cercetarea pe care am făcut-o, acolo unde deja funcționează, te duci să vezi ce n-ar mai face sau ce ar mai face, erau vreo 15 puncte gastronomice. Într-un punct gastronomic poți să hrănești maxim 12 oameni. Și un meniu care era compus dintr-o ciorbă, un felul 2, o prăjitură sau un desert din locul respectiv și la bonus apă cu sirop, vin sau ce altceva consumau ceilalți. Cât credeți că era meniul cu același preț în toată localitatea? 25 de lei? 60 de lei. A fost mult prea... Da. 60 de lei. Deci o ciorbă... Era, da, un meniu cum te duci la restaurant. Doar da. Că este din casă. Doar că în curte te simți aparținător al acelei gospodării. Doar că copiii tăi pot să alerge un pic pe deal să pună mâna pe o oaie. Pot să se ducă să vadă găinile. Da? Până se pregătește masa, nu stai să vezi, nu mai vine chelnerul. Eram în vizită la o astfel de gospodărie. 60 de lei nu pare mult pentru corect, o persoană. Corect. Dar dacă sunt 4, da, adică dacă familie, sunt 5, sau da? 5. Da, au venit 5 când noi eram acolo, da? 3, și au spus: "Vă rog frumos să ne primiți, să mâncăm la dumneavoastră, chiar dacă aveți musafiri." Și le-am spus: "Noi nu suntem, noi plecăm, noi am venit să vedem, să vizualizăm." Da, i-am întrebat eu: "Cum ați venit aici?" Zice: "Pe m-am uitat la puncte gastronomice pe localitatea asta și aici sunt două," îmi spunea. "Mai sunt în, mai este în vecinuna, dar am luat-o după review-uri." Și m-am dus să văd și cealaltă. Cealaltă era o pensiune mult mai arătoasă decât gospodăria asta. Dar review-urile sunt date după cum te simți când ai plecat de acolo. Dacă consider că... N-ați înțeles întrebarea mea. Dacă sunt 5 oameni, ori 60 de lei, rezultă 300 de da, lei. Da, eu eram... Am înțeles întrebarea pentru, dumneavoastră. Da, o masă, pentru o familie. Pentru o familie reprezintă a patra parte, poate, din salariul minim pe economie pe care poate îl câștigă. Exact. Da. Deci dar aici, când vorbim despre turism de nișe, vorbim despre oameni care și pentru care astfel de sumă nu este prea mare ca să o dea. Pentru că contează și ce mănânci. Contează și în ce context mănânci.
Eu m-am uitat de partea cetățeanului, că întrebarea noastră era care este avantajul economic. Așa? Da. Și aproape la toate punctele gastronomice pe unde am trecut, erau ocupate. Desigur, ca să mănânci un punct gastronomic într-o comună, trebuie să ai multe atracții turistice, trebuie să te prindă foame acolo. Exact. Poți să traversezi, cum treceți noastră prin Livadia, și să zici, uite, aici putem mânca, dar alea este în mod accidental. Când vii într-o comună și stai acolo, trebuie să spui, bă, mă duc, îmi fac treaba asta, mă duc, vizitez asta, monumente istorice, o grămadă de lucruri. Știți că pe Valea Streiului, la Izvoare, la noi, și-au îngropat Decebal Comoara. Și multe alte lucruri. Bun, dar, dar promovarea vine după ce faci infrastructura, canal, apă și asfalt. Și în ordinea asta. Poate între timp o și găsim. Un alt... da, pentru că parcă văd că îmi spuneți că s-a terminat. Mai avem ceva. Mai avem foarte, ceva nu timp, foarte da? Mult. Un alt lucru care mi-e la îndemână să-l fac în următorul mandat și nu l-aș lăsa la îndemână altuia, este după ce am pus în toate satele 95%, mai am soluții insulare, nu, situații care necesită o soluție insulară, da? Peisagistica. După ce ai pus canal, apă și asfalt pe Valea Streiului, să vii să faci peisagistica, este bomboana sau cireașa de pe tort. Să te duci pe Valea Muncelului, să te duci pe Valea Vărișorului, să te duci în Livade, să te duci în Valea Lupului. Așa, și asta cum ați vrea să faceți? Peisagistică. Aducem un, facem un concurs de peisagistică și știți care este paradoxul? Cireașa de pe tort ne costă poate 5% de când i-a costat tot tortul. Pentru că, dincolo de a vedea canalul, apa și asfaltul, este imaginea care te relaxează. Este ceea ce îți fură privirea. Este ceea ce te face confortabil. Și sufletește. Și când ești confortabil, sufletește, se relaxează și trupul. Acesta este un al doilea lucru pe care mi-l propun. Așa. Cu siguranță că sunt multe alte lucruri de rezolvat în Comuna Baru, cel 5% canal, apă și asfalt, soluții insulare, da? Trebuie să vorbim și despre astea. A, știți că fac la Valea Lupului sale de spectacole și cu cinematograf 3D? Domnule, bravo, felicitări. Credeam că spuneți că faceți un cămin cultural și m-ar fi apucat răsut. Știți că eu am casa de cultură despre care a spus Dan Puri că e printre primele 5 din țară? De ce e printre primele 5? După cum arată. Pentru că e casă de cultură, nu-i cămin cultural. Nu-i doar pentru nunți, pomeni și boteze. Avem și săli pentru alea. Dar alea, practic, ar trebui să le facă oamenii care oferă servicii. Exact. Exact, da. Vis-a-vis de casă de cultură de la Baru, atunci când am conferențiat cu președintele Academiei Române, am avut un eveniment studiat, l-am pregătit. Cap-coadă, de la intrare până la ceea ce facem 2 ore după ce se termină, când interacționăm cu dânsul. Și mi-am dat seama că am făcut o treabă bună când dânsul a venit un pic mai repede și a venit la intrarea principală. M-am dus să-l iau și trebuia să trecem prin toată casa de cultură. Și eu mergeam înainte, sala arhiplină, dânsul după mine, și când am ajuns să urcăm spre, cum se numesc unde stau actorii? Cabine? Culisă. Avem și cabine. Culisă, spre cabine. Cabine, da? Avem cabine așa. Moderne. Da? M-am uitat înapoi, l-am pierdut. Stătea și se uita. Păi bun, dar... Dacă vorbim de cămine culturale, în afară avem case de cultură... Și din asta, dacă tot ați vorbit de că aveți și culise, aveți și cabine... Avem piese de teatru. Da? Cine joacă? Da? Cea mai impresionantă piesă de teatru pe care am avut-o și de la care am luat un feedback extraordinar a fost intitulată Făuritorii sau ziditorii unei mari uniri. N-a fost comedie, că zici că la țară numai comedia merge. A fost un moment... al făuririi neamului românesc, care era petrecut într-o celulă cu un preot care era închis. Bun, cine joacă? Da. Deci avem teatru care îl aducem și cei mai mulți care joacă la noi în casa de cultură sunt copiii din Comuna Baru. Aha. Nu ți este la îndemână sau nu e la îndemână oricui copil să se urce pe o scenă despre care oameni care au umblat prin multe case de cultură să spună că sunt printre primele din... Mă rog, acum asta nu înseamnă neapărat că domnul Puric are și dreptate. Hai să... Și dacă n-are dreptate, și dacă ar fi în primele 30.
În regulă. Ca da, să duc de la 5 la 30. Nu cred că domnul Puric are adevărul absolut pe care îl scoate din joben când vrea. Nu, dar are un mesaj pe care lumea îl dorește și un mesaj mă rog, mult mai bun decât mulți al speakeri. De acord. Unii îl gustă, alții dar vă întreb nu. Ceva. În câte comunități din mediul rural, dați-mi voie, dați-mi voie să vă întreb și eu, să fiu și eu moderator pentru un minut. În câte fără ca să jignesc pe nimeni, dar ca să punem în atitudine, așa, întrebați, dar în câte comunități derivă... din mediul rural, da? Dan Puric, Dan Puric, da? Umple sala. Da? Păi la dumneavoastră o umple, că dar nu vin numai din barul. Nu, din barul, astea nu le exportăm. Asta adică nu le exportăm. Ce, dacă vreau să vin de la Deva, de la Hartă, ca excepție de la regulă, nu facem publicitate. Și nu mă primiți? Nu a spus că nu vă primesc. Nu facem invitații, vă primim neinvitat. Am înțeles. Da, nu facem invitații. Astea sunt evenimentele familiei noastre. N-am invitat la piesa de teatru. Au venit 2, 3, 4, 5. Da, au auzit. Au venit și asta am făcut un parteneriat cu UBB-ul. În tabăra de excelență. Dar copiii care joacă acolo, cum sunt organizați? Într-un cerc de teatru? Nu. Este un lucru spre care ne îndreptăm, dar pe care nu pot să-l fac eu. Doar să creez cadru. Nu avem un club al copiilor. În momentul acesta se joacă pe clase. Au evenimente, sunt competiții. Clasele de la școală. Clasele de la școală. Copiii cu clasele de la școală. Atunci când sunt sărbători naționale, care au de-a face cu istoria, care au de-a face cu alte, când sunt dragobetele și multe alte, așa, sala este arhiplină. Părinți și bunici și copiii pe scenă. Avem un eveniment cultural în care toate bisericile ne adunăm în a doua zi de Crăciun. Este arhiplin. Știi la ce mă aduce cu gândul? Mă uit la dumneavoastră așa acum și stimați respectatori, eu îl cunosc pe Dani Răducanu, pot să spun, nu? De foarte multe vreme. S-ar putea să fie aproape 20 de ani. Ceva de genul. Pot să spui multe despre Dani Răducanu. Pot să încerc să spui și lucruri rele. Dacă e prost, nu pot să spui. Mulțumesc! Mă pregăteam să lansez o idee în momentul ăsta. Iată felul în care un primar timp de 16 ani și care vrea un nou mandat, iată un exemplu de manipulare a populației prin cultură. Mi se pare interesant. Manipulare prin cultură. Nu știu ce este asta acum. Da, dacă un alt fel de manipulare. Investind în cultură face de manipulare, este o manipulare corectă. Timpul ăsta de manipulare este o manipulare care duce la educație. Nu prea am întâlnit astfel de manipulări. De regulă sunt anumiți primari că e vorba aia cu țara te vrea prost. Am mai spus-o și în alte emisiuni. Un popor, o comunitate care e ținută în întuneric, în sărăcie, în lipsuri, în lipsă de cultură și altele, va fi întotdeauna ușor de manipulat și va fi o masă de vot foarte la îndemâna cuiva care știe să apese pe butoanele pe care trebuie. La dumneavoastră, din ce îmi spuneți, manipularea se face prin acest... Și prin cultură. Cultură. Și prin cultură? Și prin cultură. Mai prin ce atunci? Ia să vedem. Da. Este, dacă folosim termenul manipulare prin cultură, putem să folosim și termenul manipulare socială. Mm. Primarul trebuie să se raporteze corect sau în același fel și trebuie să se educe pentru asta, raportându-se corect și la oamenii care l-au votat și care nu l-au votat. Și te poți raporta la om când este greu și să-l ajuți fără să-i bați obrazul. Primarul Stai. Vreau să ne tutuim acum. Opriți-vă puțin. Dar poți, da. Hai să păstrăm totuși. Nu sunt primar, dacă sunt candidat. Da. Deci, domnul candidat, cum ați spus, manipulare prin... Manipulare. Dacă este manipulare culturală, este și manipulare socială. Adică dacă vine omul la primărie și face un serviciu pe care oricum trebuie să-i faci. Nu. Aici depășește fișa postului. Și vă dau un exemplu. Păi nu, că sunt primar din ăștia. Băi, eu te-am așteptat, ți-am dat adeverință atunci cu terenul ăla, Asta nu are de-a face. Acesta este un comportament josnic.
Dar practicat. Nu se face așa. Are de-a face cu cei 7 ani de acasă. Dacă dar se face. Pe un om, dar nu trebuie făcut așa. Ok, așa. Am înțeles. Și vreau, aici mă lăsați ca să mi-ați ridicat mingea la fileu să mă explic. Nu mă ridic, dar dacă m-a ridicat, primul, o trageți. Cu primul subiect legat de moașă comunală. Sunt o grămadă de oameni. Vă dau un exemplu. A venit la mine o fată, etnie romă, a cărui față era desfigurată. De ce? Nu, de fapt a venit prietenul ei la mine. A avut un accident despre care niciunul nu am aflat. Cert este că toată fața ei a fost desfigurată, buza ruptă. Eu când am văzut-o, părea cusută la față ca așa cum coș o salopetă. Nu știu de ce. Că era de nier romă, că habar n-am. Că da, depinde unde a fost, cine a cusut-o, exact, ce da. Școală. Iar omul ăsta știa că eu cultiv o relație cu cel mai bun, să zic așa, pe domeniul chirurgie oromaxilofacială. Și a știut, bă, dacă mă duc la Dani, el se duce pentru mine ca pentru el. Am discutat, am făcut întâlnirea, dar am știut că dacă trimit asistentul social și trimit de multe ori cu oamenii aceștia, să-i reprezinte în numele meu, da? Nu-i tot una. Vă referiți la profesorul de care vorbea și domnul Bășicioiu? Nu știu de ce profesorul. Mă, da. Nu este tot una că atunci când mă duc eu, văzând apoi ce față are fată, m-am trezit la 3 dimineața, la 4 eram în spital în Hațe, pentru că la 8 trebuia să fiu la Cluj. Așa avea fața de desfigurată și de închegată, încât o deranja frâna mea de motor. E un lucru la care nu luăm în considerare când conduce mașina. Da, da, exact, da. A, dar fata era proaspăt rănită. De 2-3 zile. Aha. Și trebuia intervenit rapid. Da. Faptul că am acceptat să fiu moașă comunală, am făcut-o din mai multe motive. Bun, putea să fie copilul meu, putea să fie... Da, e cât se poate de explicat. Exact, da. Dar vă spun următoarea imagine. Am ajuns acolo, da? Vă dați seama ce lume așteaptă la cabinet pe cel mai bun chirurg oromaxilofacial. Da. Dar m-a văzut de departe, venind de la vizite, cu aparatul, cu obiectivul ăla mare, parcă îl văd venind, a dat mâna cu tot și a venit la mine. Și a zis, domnule primar, haideți cu pacienta noastră. Cine băga pe fata aia de nier romă în seamă acolo? Un om. Corect. Mulțumim. Și la omul acela am dus-o eu. Omul acela a dus-o dumneavoastră? La omul acela am dus-o eu. Da, s-a întâmplat să fie omul potrivit la momentul potrivit. Sunt lucruri pe care trebuie să le facem. Dacă Dumnezeu ne-a poziționat, dacă ne-a dat minte, cum spuneți dumneavoastră, să nu fim proști, trebuie să folosim înțelepciunea pentru alții. Dacă stăm mai bine la inteligență emoțională, trebuie să ridicăm pe cei care sunt vulnerabili. Nu mai e și varianta altă cu dacă ești prost de mic când ești mare, nu mă te joci, că... Asta nu, e, nu. Ca să nu cădem, ca să cădem și în cealaltă. Orice om în afară de defecte are numai calități. De acord, da. Și orice om are cel puțin ceva bun în el. Am dat-o în filozofie, de-a dreptul. Ce vă mai propun? Viața este o filozofie. Da. Haideți să filozofăm despre proiectele pentru barul, că mai avem maxim 6 minute, zic eu. Maxim. Din emisiune. Da. Da, mergem puțin spre zona cealaltă pe care trebuie să o rezolvăm în orice comunitate și deschid subiectul ăsta, nu că n-ar fi și altele, capelele. Mi se spune din regie că de fapt 3 minute. Da, capelele. Puteți să-mi dați bonus 3 minute. Nu cred că direct nu te iartă. Da, e în regulă, da. Deci, un alt lucru pentru care ne pregătim, au fost terenuri ce au fost scoase la vânzare, le-am cumpărat ca să facem campele, pentru că era un teren potrivit. Da. Era, da? Și lângă oameni trebuie să fii și când au sărbătoare, trebuie să le oferi sprijin și atunci când se află la nevoie. Iar primarul are oportunități, are pârghii și dacă are și disponibilitate, cred că poate să facă diferența într-o comunitate. Cât asista socială aveți? Dar neapărat trebuie să-și creeze o echipă în jurul lui, din rândul cărora să iese următorul primar. Sau, așa, asistații sociali sunt foarte puțini. Asta vreau la asistați sociali care muncesc, da, și sunt 5 sau 6 și chiar sunt, și mi-am câțiva asistați care sunt bolnavi și au scutire și chiar sunt. Am rezolvat de mult treaba asta cu scutiri medicale din burtă și da. Vai că am tensiune când mă plec să iau... Mă făcă frezoanele când trebuie să muncesc. Da, asta am rezolvat-o de mult.
Și ne-a făcut treaba cu asistenții sociale și până la urmă au zis, bă, mai bine plecăm, că nu putem, ăsta ne pune la lucru. Aha, deci știți să fiți și... Corect, le-am explicat odată, de două ori, de trei ori, ne-am spus despre banul public, am spus și unui polițist local că este o ofensă la adresa banului public. Polițistul local e o ofensă? Un polițist local, într-o anumită situație, într-o anumită zi, a avut un comportament care nu pentru comportamentul acela a fost plătit de către comunitate. Aflat în timpul serviciului? Evident. Cu atât mai mult. Domnule Răducanu, am ajuns la final. Ce le transmiteți celor care se uită la noi și celor din comuna noastră? Da, nu știu câți oameni din comuna Baru se uită. Destui. Proiectele mele deja sunt cunoscute și cred că deja oamenii știu că nu promitem, dar ne propunem și Dumnezeu ne ajută să facem mai mult decât ne propunem. În mandatul ce l-am încheiat, ne-am propus pentru el 4 proiecte, avem 12 finalizate și unul 13 ani implementare. Este vorba de cinematograf 3D. Dar, pentru toți telespectatorii dumneavoastră, sau tuturor telespectatorilor, vreau să le transmit că în România încă este speranță. În România încă sunt oameni și nu este timpul pierdut. Succes la alegeri. Da, interesant mesajul lui Daniel Răducanu. N-a spus votați-mă în 27 septembrie, n-a zis din asta. De 16 ani în campanie electorală, ce să le mai spun? Dacă nu mă cunosc și cum mă scarpin în ureche... Cum? Eu nu știu cum mă scarpin. Ia, n-a arătat? Glumesc. Succes în alegeri. Mulțumesc mult. Daniel Răducanu, primarul comunei Baru, candidat PNL pentru aceeași funcție de primar, a fost invitatul nostru la fotoliul cu ghimbi. Vă mulțumim tuturor pentru atenția acordată. Rămâneți în continuare cu Capital TV. Numai bine!